De ce are nevoie Republica Moldova pentru a produce mai mult și mai bine? Are nevoie de investiții, în primul rând. Dacă nu avem capital și nu avem bani, nu putem să progresăm. Deci, oricând din asta, aș vrea să spun că avem nevoie de liniște și stabilitate în țară la ora actuală. Pentru că niciun investitor străin nu vine să aducă bani în țară când nu este o claritate și nu este o liniște pe acest sector. Eu, nu știu, aș face o comparație cu 5-6 ani în urmă, țin minte când am pornit-o pe drumul acesta european, primii ani, 2009-2010, adică simțeam și o bucurie sufletească și mă gândeam că dacă am să văd și eu cu ochii mei intrarea țării mele în Europa, cu părere de rău, să vă spun sincer, la ora actuală, încrederea mea s-a înjumătățit. Adică trag nedelile cu lucrurile lor, se redreseze cu timpul, dar avem nevoie de o liniște, de o stabilitate pentru ca investitorii străini să vină să aducă banul. Dacă este vorba despre agricultură, este necesar de a avea tehnologii avansate de producere a produselor agricole. Mă refer la viticultură, pomicultură, legumicultură, pomușoare. Deci acestea sunt culturile cu venit care pot aduce beneficii producătorilor și care poate putem ridica cantitatea, adică volumul produselor. Și în a doilea este necesar despre utilaj pentru prelucrare. Au demonstrat-o, adică multe companii mixte cu capital străin care aduc utilaj performant în Moldova pentru producerea sucurilor, altor produse agroalimentare datorită prelucrării la acest utilaj performant.